Acum exact 4 ani de zile, sute de mii de oameni protestau în toată țara, în stradă, împotriva faimoasei ordonanțe 13. Mesajul protestatarilor, deși fără echivoc, a fost, din păcate, ignorat de o serie de parlamentari din fosta legislatură, care au refuzat să înțeleagă că nu forma reglementării era problema, că e OUG sau inițiativă în Parlament. Singurul lucru important era ca acele legi să fie date în beneficiul cetățeanului. Nu știu dacă a existat măcar o zi în vechea legislatură în care să nu se discute obsesiv despre drepturile celor condamnați. Timp în care o țară întreagă se întreba: bine, bine, dar cum rămâne cu victimele? Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar OUG 13 nu e chiar ceea ce ați menționat dumneavoastră. Nu am să trec acum să vă expun nenumăratele motive care ar sta la baza discuției acestor legi și ce ar trebui să facem, pentru că v-am spus deja în Comisia Juridică, unde nu am avut unii nicio șansă de succes, nici AUR-ul, nici PSD-ul. Însă vă rog să vă uitați că CCR-ul a respins din motive procedurale, nu pe fond. Și repetăm aceeași problemă și acum în Senatul României. Ne-am opus și am votat împotrivă tocmai pentru că dumneavoastră nu respectați procedura. Aveți un sistem dictatorial atât la guvernare cât și în Comisia Juridică. Ăsta a fost scopul. Iar Curtea v-a spus clar, prima dată, că ați legiferat prost, adică ați deturnat considerentele Curții Constituționale atunci când ați corectat, vezi, Doamne, textele din Codul Penal și de procedură penală, dar nici alea nu vă interesau, pentru că le aveați pe alea care știați că vor trece de girul Curții cu reducerea termenelor, cu toate pe care le-am enumerat mai devreme, pentru că alea erau de interes pentru dumneavoastră, și când v-a pus încă o dată Curtea Constituțională să remediați și să vă respectați rolul constituțional de Parlament în cele două camere, nu ați făcut-o nici a doua oară. Desinsă doamna senator Șoșoacă, atunci vă știu cel puțin din reacțiile publice, un avocat practicant și aplicat. Un avocat practicant și aplicat citește de al capul al fin o hotărâre chiar și a Curții Constituționale. Iar când vă spune Curtea Constituțională, legea este neconstituțională în ansamblu pentru că Parlamentul și-a asumat să aleagă care dintre deciziile Curții pronunțate anterior să le transpună în coduri, pentru că așa le-a cerut liderul suprem, de-aia au fost declarate neconstituționale. Nu pentru că soluțiile au fost corecte pe fond, dar vezi, Doamne, s-a stins becul la Comisia Iordache atunci când s-a susținut votul. Deci haideți să fim corecți, haideți să fim transparenți, dar haideți să fim, mai mult decât atât, puțin mai exigenți în această cameră a Parlamentului României atunci când punem concluziile pe fond. Altfel ne întâlnim dimineața la declarațiile și interpelările de dimineață politice. Suntem, dacă vreți, într-un moment istoric pe care aș vrea să-l punctăm deopotrivă partide din opoziție și partide din coaliția de guvernare. Acum 4 ani, pe străzile și piețele din România, inclusiv în Piața Victoriei, în condiții mai geroase decât astăzi, mărșăluiau sute de mii de români. Pentru că în 31 ianuarie, adică fix ziua de ieri, guvernul de atunci, proaspăt investit de majoritatea PSD-ALDE din Parlamentul ales în 2016, adopta noaptea ca hoții, o sintagmă consacrată deja, la ora 22 a zilei de 31 ianuarie, celebra ordonanță de urgență 13, prin care declanșa în mod oficial asaltul politic al PSD-ului asupra legilor justiției și asupra legislației penale, cu un singur scop: marca debutul, începerea guvernării pro-infracționale sub conducerea de atunci a liderului PSD, Liviu Dragnea, el însuși un condamnat în exercitarea unei funcții publice de președinte al Camerei Deputaților. A fost momentul T0, iar el a continuat vreme de 3 ani de zile în acest legislativ, în celebra comisie Iordache, care nu a făcut altceva decât să arate ce înseamnă tirania unei majorități și ce înseamnă să guvernezi exclusiv pentru a-i salva infractori de rang înalt sau de drept comun, politicieni corupți de sancțiunile legii. S-au inițiat atunci mai multe proiecte, după celebra ordonanță de urgență 13, mai multe proiecte de lege de modificare a legislației penale, respectiv a codului penal și a codului de procedură penală, sub pretextul transpunerii în legislația penală în vigoare a deciziilor Curții Constituționale pronunțate în controlul a posteriori, prin care mai multe prevederi din aceste două coduri fuseseră declarate parțial sau integral neconstituționale. Au fost zile, nopți întregi de dezbateri, cu soluții bune, dar și cu soluții care au deturnat, de fapt, Parlamentul de la rolul constituțional, acela de a transpune deciziile Curții. Dovadă că, în două rânduri, Curtea Constituțională a sancționat majoritatea politică de atunci, declarându-i proiectele adoptate pe repede înainte și în condiții mimate de transparență și dezbatere în Comisia Iordache, în două rânduri neconstituționale, mai întâi o serie de articole și ulterior legea în ansamblu. De la 1 februarie 2017 și prin în vara lui 2018, românii au stat în stradă, în țară și în diaspora, și România a fost de o cara lumii în Europa, datorită modului în care guvernarea de atunci și majoritatea politică de atunci a înțeles să modifice legile justiției și codurile penale. Dacă ele nu au intrat în vigoare și astăzi suntem în situația ca după 4 ani să dăm un vot nu doar politic, ci și constituțional de respingere a lor, nu se datorează unui politician sau unui partid anume. Și vreau să mulțumesc aici, pentru că e meritul lor și trebuie să îl reamintesc. E meritul, într-adevăr, al unor colegi din opoziția de atunci, din cadrul PNL și USR, care au stat pe baricadele politice din Comisia Iordache, dar și din comisiile permanente și apoi ulterior să redacteze sesizări după sesizări cu respectarea tuturor termenelor și procedurilor pentru a întârzia efectele toxice ale acestor legi și pentru a nu ajunge la intrarea lor în vigoare. E meritul președintelui României, e meritul Înaltei Curți de Casație, care s-a alăturat acestui demers constituțional de a se opune cu argumente și de a câștiga în fața Curții Constituționale soluțiile despre care am făcut vorbire. Dar, stimați colegi senatori, dacă astăzi suntem aici să votăm respingerea definitivă a legilor PSD-Dragnea de modificarea codurilor penale în favoarea infractorilor și a corupților din România, se datorează protestului fiecărui român care a fost în stradă și fiecărui român care a protestat începând cu luna ianuarie 2017, azi de la pupitrul Senatului. Simt nevoia să-i mulțumesc, fie că s-a aflat în țară sau în diaspora, tânăr sau senior. Lupta lor din stradă ne-a susținut pe noi în Parlament să formulăm toate obiecțiile necesare și să împiedicăm intrarea în vigoare a acestor coduri. Poate că unii dintre colegii noștri din cadrul grupului parlamentar PSD, inițiatori de altfel acestor două proiecte de legi de modificare a codurilor penale, se vor simți apăsați de faptul că și-au pus semnătura pe proiecte. Poate nici ei n-au anticipat unde vor ajunge. Dar vreau să le amintesc, ca să nu le pară rău, că nu deciziile Curții Constituționale au urmărit să le transpună în aceste coduri, ci alte prevederi. Ce anume ați urmărit, distinși colegi, să puneți în codurile cerute de Dragnea în laboratoarele partidului? Ați urmărit să reduceți termenele de prescripție pentru ca toate faptele, toate dosarele penale să fie închise, pentru că priveau politicieni corupți, mari evazioniști, criminalitatea organizată și infracționalitatea? Ați introdus circumstanțe atenuante exact la categoria de infracțiuni de corupție, la categoria de infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene, exact, evaziunea pentru fondurile europene. Ca să beneficieze acei făptuitori de reducerea cu până la 1/3 a pedepselor, ați relaxat condițiile pentru liberarea condiționată din pușcărie a infractorilor violenți, reducând termenele pentru executarea efectivă a pedepsei cu închisoarea și introducând condiții noi, laxe. Bineînțeles că nu v-ați fi dorit nici dumneavoastră să-i vedeți pe cei violenți, cei care erau condamnați cu pedepse cu închisoarea mai mare de 10 ani, dar matematica codului penal, nu-i așa, ne cere să stabilim o proporție. Prin urmare, chiar dacă ați avut un interes să-i liberați condiționat mai ușor pe cei cu sancțiuni, cu pedepse cu închisoarea sub 10 ani, a trebuit să o faceți și pentru ceilalți. Așa ați făcut și cu măsura recursului compensatoriu. Și zeci de mii de infractori violenți au ieșit apoi pe străzi, recidivând până la 1/3 dintre ei, adică făcând alte victime în rândul cetățenilor români. Ceea ce pot să vă spun este că astăzi votul de respingere a celor două coduri nu înseamnă neasumarea continuării obligației constituționale a Parlamentului de transpunere a deciziilor Curții Constituționale, pronunțate atât în controlul a posteriori, dar și a priori, adică toate deciziile care au fost pronunțate până în prezent și care au declarat prevederile din codurile penale neconstituționale. Sunt 10 decizii ale Curții Constituționale care au sancționat prevederi din codul penal, 57 de decizii ale Curții Constituționale care au sancționat prevederi din codul de procedură penală. Adăugați la acestea și cele 4 decizii pronunțate în legislativul precedent, în controlul a priori. Coaliția parlamentară investită prin votul românilor din 6 decembrie are capacitatea deopotrivă politică, dar și priceperea juridică, să transpună în legislația penală toate aceste decizii ale curții și să punem în acord în acest nou legislativ și poate chiar și într-o primă sesiune parlamentară toate aceste decizii ale Curții Constituționale.